Respect și admirație. Acesta este mesajul pe care atât șeful statului, premierul, cât și ministrul apărării au vrut să-l transmită celor 2600 de veterani ai României de ziua lor. Eroii care au supraviețuit celui de-al doilea război mondial au primit cadouri simbolice care au fost împachetate de către cele mai înalte oficialități ale statului român. Înainte de Paște, eroii celui de-al doilea război mondial au primit o rază de speranță și cadouri simbolice din partea primilor oameni în stat, precum și ai armatei. Reprezintă în cele din urmă sufletul nostru, pe care îl dorim cu atâta respect și admirație fiecăruia dintre ei. Sunt 2610 veterani care încă mai sunt în viață să ne povestească povestea vieții lor, începută acum chiar 80 de ani. Veteranii de război care sunt încă aici, toți au în jur de 100 de ani, 96-98. Președintele Klaus Iohannis a ajutat la împachetarea cadoului și a lăsat fiecăruia dintre destinatari un mesaj. Ele sunt semnate de cei care le împachetează. Credem că reprezintă un gest pe care nu-l așteaptă. Veteranii, să știți că sunt modești și la câte au îndurat în viață, ei nu așteaptă foarte multe. La împachetarea cadourilor au participat voluntari, nu numai autoritățile statului, ci și artiști, economiști sau chiar jurnaliști.